Caseta numărul 1, fața A. Triunghiul Bermudelor 1. Incredibilă poveste a disparițiilor misterioase, de Charles Berlitz. Traducere Acop Bezerian. Citește Coriolan Stoianovici. Capitolul 1. Triunghiul Bermudelor, un mister al cerului și al mării. Există o zonă în Atlanticul de Vest, pe coasta de sud a Statelor Unite, ce se întinde de la nord de Bermude spre sudul Floridei și apoi spre vest până într-un punct din insulele Bahamas, dincolo de Puerto Rico, la aproximativ 40 grade latitudine vestică și apoi din nou în Bermude. Această zonă ocupă în catalogul mondial al misterelor nedezlegate un tulburător și incredibil loc. Este vorba de Triunghiul Bermudelor, unde peste 100 de avioane și nave au dispărut fără urmă, majoritatea după anul 1945, și unde s-au pierdut peste 1000 de vieți omenești în ultimii 26 de ani, nedescoperindu-se niciun singur corp neînsuflețit sau măcar vreo rămășiță din epavele avioanelor și navelor intrate în neant. Se pare că disparițiile continuă cu o frecvență din ce în ce mai mare, în ciuda faptului că astăzi căile maritime și aeriene sunt mult mai circulate, că cercetările sunt mult mai aprofundate și că statisticile sunt întocmite și păstrate cu mult mai multă grijă. Unele avioane au dispărut pe când se găseau în contact normal cu baza sau cu punctul de destinație până în clipa dispariției lor, iar comandanții altora au transmis mesajele cele mai extraordinare, susținând că nu pot asigura funcționarea instrumentelor de bord, că acele busolelor se învârtesc aiurea, că cerul a devenit galben și cețos pe când ziua era senină și că oceanul calm în împrejurim nu arată cum trebuie, fără a preciza în ce consta această anormalitate. O escadrilă de 5 avioane TBM Avengers ale Marinei Militare, care a decolat la 5 decembrie 1945 de la baza aeronavală Fort Lauderdale, precum și un hidroavion Martin Mariner trimis să le salveze, dispărând în mod misterios, au făcut obiectul celor mai intense operațiuni de salvare, atât terestre cât și navale, dar nu s-au identificat niciun fel de plută de salvare, pete de ulei sau epave. Alte avioane au dispărut pe când primeau instrucțiuni de aterizare de parcă ar fi zburat printr-o gaură în cer, după cum menționează The Naval Boards of Inquiry în rapoartele sale. Embarcațiuni mai mari sau mai mici s-au volatilizat ca și cum ar fi fost atrase într-o altă dimensiune. Nave mari ca Marine Sulphur Queen, un cargou lung de 425 de picioare, sub pagina un picior egal 30,48 cm, și USS Cyclops, cu un deplasament de 19.000 de tone Didway și un echipaj de 309 marinari la bord, pur și simplu s-au evaporat, iar altele au fost descoperite plutind în derivă în interiorul triunghiului, având câteodată la bord un animal supraviețuitor, cum ar fi un câine sau un canar, care însă nu puteau explica ce s-a întâmplat. Totuși, într-un caz asemănător, odată cu echipajul a dispărut și un papagal vorbitor. Disparițiile inexplicabile din Triunghiul Bermudelor au continuat până în zilele noastre, dar nicio navă și niciun avion nu au fost declarate ca întârziate și clasate la cercetări întrerupte de către brigada a 7-a pazii de coastă, fără ca publicul sau cercetătorii să nu aibă sentimentul, exprimat sau nu, că între fenomenul din trecut și cel prezent din Triunghiul Bermudelor există o legătură. Se pare că asistăm la trezirea conștiinței publice că se întâmplă ceva nefiresc în această zonă. Numeroasele rapoarte recente primite de la avioane sau nave care au trecut prin experiențe incredibile în interiorul triunghiului și care au supraviețuit contribuie la formarea unui folclor nou despre mare, cu toate că pericolul inexplicabil care amenință avioanele și navele în această zonă este în continuare la fel de misterios ca înainte. Pentru elucidarea acestor dispariții și pierderi de vieți omenești, pentru că nu s-au recuperat trupuri, s-au formulat și s-au luat în calcul explicațiile cele mai diverse și mai fanteziste. Aceste explicații includ valurile seismice, fulgerele globulare ce fac să explodeze avioanele, atacurile monștrilor marini, deformațiile timp-spațiu care duc în alte dimensiuni, vârtejurile electromagnetice sau gravitaționale ce cauzează prăbușirea avioanelor și pierderea navelor în spațiul marin, capturarea și sechestrarea acestora de către OZN-uri, aeriene sau subacvatice, conduse fie de entități ale unor culturi străvechi ce au supraviețuit din cele mai îndepărtate timpuri, fie de entități venite din spațiul extraterestru, ori din viitor și care caută specimene umane actuale. Una dintre cele mai surprinzătoare sugestii a fost aceea făcută de Edgar Cayce, profetul adormit, medium și tămăduitor care a decedat în 1945. Cayce a prezis cu decenii înainte ca laserul să fie inventat că atlanții foloseau ca sursă de energie cristalele care se găseau în zoda Bimini și care s-au scufundat în regiunea Tongue of the Ocean, lângă insula Andros, din arhipelagul Bahamas, unde s-au înregistrat multe cazuri de dispariție.
Conform acestuia, o sursă de energie fără egal ce s-a scufundat la o milă adâncime la vest de Andros își exercită ocazional forța asupra busolelor și echipamentelor electronice din dotarea navelor și aeronavelor de astăzi. În orice caz, dezlegarea enigmei pare să aibă legătură cu marea, ea însăși fiind ultimul și cel mai mare mister cu care se confruntă omenirea. Și cu toate că ne aflăm în pragul erei spațiale și contemplăm cu ardoare cosmosul, spunându-ne că Pământul atât de meticulos explorat nu prezintă pentru noi niciun mister, în realitate trei cincimi din lumea noastră, adică abisurile mărilor, ne sunt tot atât de necunoscute sau chiar mai puțin cunoscute decât craterele de pe Lună. Desigur că în linii mari am cartografiat fundul mărilor, la început prin sondaje mecanice, iar recent cu ajutorul sonarului, al submarinelor și al batiscafurilor, plus camerele de luat vederi de mare adâncime, care pe lângă fundul mărilor au cartografiat și curenții marini, iar în prezent caută dovezi ale existenței petrolului pe platourile continentale sau poate la mare adâncime. Activitățile desfășurate în timpul războiului rece, precum și crescândă încredere în submarine, în ciuda dificultăților cu care s-au confruntat francezii în Mediterana și americanii în Atlantic, ar putea contribui în mod considerabil la cunoașterea fundului mărilor, cu condiția ca rezultatele să fie făcute publice. Totuși, zonele cele mai adânci ale oceanului ne pot încă rezerva surprize considerabile. Câmpiile abisale și canioanele învecinate pot ascunde o faună nebănuită. În anul 1938 s-a descoperit că dispărutul celacant, un pește preistoric cu membre atrofiate, este viu și trăiește în Oceanul Indian. Acest pește cu 4 membre atrofiate a cunoscut apogeul dezvoltării sale acum 60 de milioane de ani. Ultimului exemplar fosilizat, înaintea descoperirii celui viu, i s-a atribuit vârsta de 18 milioane de ani. Relatările detaliate ale unor observatori demn de încredere, majoritatea neavând nimic de câștigat de pe urma rapoartelor lor, ci dimpotrivă puteau foarte mult pierde, au descris un șarpe marin și au desenat sau povestit despre niște făpturi marine ce se asemănau foarte mult cu un monosaur sau ichthyosaur din Pliocen, care se pare că încă trăiesc în adâncurile abisale. În anumite împrejurări, aceste creaturi au fost văzute de sute de martori, deoarece s-au apropiat de plajele și porturile din diferite zone situate între Tasmania și Massachusetts. Monstrul din Loch Ness, alintat Nessie de către scoțieni, care a fost fotografiat deseori, dar nicio fotografie nu este clară, poate fi o formă de dimensiuni reduse a acestor pești șopârle gigantici, după cum îi denumește cuvântul grecesc ichthyosaur. Oceanograful danez Anton Brun a văzut o larvă de anghilă lungă de 6 picioare, adusă de un trawler. Dacă ar fi devenit adultă, ar fi trebuit să măsoare 72 de picioare în lungime. Cu toate că până în prezent nu a fost capturat niciun exemplar de calmar uriaș, există indicii că aceștia pot fi la fel de mari ca șerpii de mare și de fapt pot fi chiar ei acei șerpi de mare văzuți de numeroși martori. Dimensiunea acestor calmari gigantici poate fi calculată după rămășițele scheletelor lor, descoperite ocazional și după urmele circulare de pe spinările balenelor, rezultat al luptei titanice din adâncuri, când pigmentul de pe pila balenelor a fost subt, rămânând doar contururile ventuzelor. Cu toate că ne lărgim în mod constant area cunoștințelor despre viața din adâncurile apelor, majoritatea observațiilor și a capturilor de diferite exemplare s-au realizat cu totul întâmplător, ca și când extraterestrii, ca să facem o comparație, și-au aruncat plasele în diverse puncte ale Pământului din vehiculele lor spațiale și au pescuit ceea ce le-a oferit norocul. Chiar și viețuitoarele marine, care ne sunt familiare, prezintă mistere cu privire la migrația și la practicile legate de reproducere. Anghilele din interiorul Europei și din America, de pildă, se întâlnesc pentru a se reproduce tocmai în Marea Sargaselor, de unde nu se înapoiază la locul de origine decât generațiile tinere. Tonul, care își începe migrația din largul coastelor Braziliei, traversează Noua Scoție, îndreptându-se spre Europa și de aici numai o parte din toată mulțimea își va continua drumul spre Mediterana. Homarii care mărșăluiesc pe fundul mării, coborând panta continentală, își continuă drumul spre o destinație abisală necunoscută. Alte mistere includ marile crevase de pe fundul oceanelor, care în mod ciudat au toate cam aceeași adâncime, în jur de 7 mile. Sub pagină, o milă marină egal 1853 metri, precum și viețuitoarele care trăiesc acolo la o presiune extraordinară. Mai sunt și curenții oceanici, adevărate râuri în interiorul mărilor. Dintre aceștia, unii sunt de suprafață, grosimea șuvoiului variind, pe când alții curg la sute de picioare sub nivelul mării și de regulă în altă direcție decât cei de suprafață. În Oceanul Pacific există curentul Cromwell,
care cu câțiva ani în urmă s-a ridicat la suprafață, apoi a coborât din nou și și-a reluat cursul obișnuit. Aproape toți curenții au o mișcare giratorie, cei din emisfera nordică în sensul acelor ceasornicului, iar cei din emisfera sudică în sens invers. Dar de ce curentul Benguela face excepție de la această regulă și curge drept? Vânturile și valurile prezintă alte enigme, cele mai bruște și violente iscându-se în două zone mari, uraganele din regiunea Mării Caraibilor și a Atlanticului de vest, apoi taifunurile în Marea Chinei de sud. Totuși, câteodată se strânesc valuri extrem de puternice, numite valuri de Seisha, și pe mări în mod obișnuit calme, cauzate, se crede, de alunecările de terenuri subacvatice sau de cutremurile nedetectate de la străfundurile oceanelor. Bogăția în minerale a mărilor și oceanelor este incalculabilă, dar e cert că extragerea și exploatarea lor, pe lângă petrol, ar putea schimba considerabil scena financiară a viitorului. Totodată, marea ascunde bogății și vestigii ale civilizațiilor trecute. Multe dintre acestea sunt vizibile în apele puțin adânci de lângă coasta Mediteranei și în zona platoului continental al Atlanticului, dar altele pot încă zăcea la adâncimi de peste o milă, ca de pildă pe lângă coasta peruană, unde au fost fotografiate coloane cioplite împreună cu ceea ce par a fi ruinele unor clădiri, fapt care indică o gigantică prăbușire și scufundarea pământului în ocean în epoca omului civilizat. Legenda despre civilizații înghițite de ape persistă în multe colțuri ale oceanelor din întreaga lume, de pildă Atlantida scufundată, se spune, în mijlocul Oceanului Atlantic, ori civilizațiile care s-au pierdut în zona insulelor Bahamas și în estul Mediteranei. Despre enigmele care dăinuie în legătură cu insula Paștelui și cu alte culturi dispărute în sudul Pacificului, până la posibilă existență a unei civilizații în Antarctica, înainte de a fi înghițită de ghețuri, anterioară modificării pozițiilor celor doi poli ai Pământului. Porțiuni întregi ale fundului oceanelor par să se afle în continuă mișcare. În mai 1973, o parte din șanțul Bonin, în apropiere de Japonia, s-a înălțat cu 6.000 de picioare. Dintre sutele de mii de seisme ce au loc anual pe tot cuprinsul Pământului, majoritatea se concentrează pe coama centro-atlantică, acolo unde se crede, încă din cele mai vechi timpuri, că ar fi existat legendara Atlantidă. Apoi mai este misterul fundului fals, scos în evidență adesea de sondajele întreprinse pentru măsurarea adâncimii apelor, care în mod frecvent indică o cifră mai mică decât cea obținută anterior, pentru ca mai târziu să revină și să înregistreze cifra adâncimii inițiale. S-a presupus că fundul fals ar fi rezultatul prezenței temporare a unor bancuri atât de dense de pești sau de altă faună, încât creează o suprafață solidă de pe care sonarul se reflectă și furnizează informațiile eronate. Un mister tot atât de inexplicabil îl reprezintă ciudatele fâșii luminoase de apă albă din Gulf Stream, curentul Golfului. Despre acest fenomen se crede că poate fi produs de peștișorii fosforescenți care agită marea sau de radioactivitatea apei. Orice ar fi, cu 5 secole în urmă, lui Columb i s-a părut demn de menționat fenomenul, iar pentru astronauții ce călătoreau în spațiu, apa albă a fost ultima lumină de pe Pământ pe care au văzut-o. În fine, există și teoria derivei continentelor, care se depărtează unele de altele prin mare de ceea ce au fost cândva, adică un supercontinent. Această teorie este în general acceptată abia acum și poate fi influențată considerabil de rotația, compoziția și comportamentul Pământului. În orice caz, există o diferență între misterele ce pot fi eventual dezlegate, cu toate că până atunci vor continua să intrige pe cei care se confruntă cu ele, și misterele din Triunghiul Bermudelor, care conțin și un izvor de pericol pentru călători. Este adevărat că numeroase avioane survolează zilnic zona, că nave mari și mici navighează prin apele Triunghiului și că un mare număr de turiști vizitează regiunea în fiecare an fără incidente. Și apoi avioane și nave s-au pierdut și continuă să se pierdă pe mare din cele mai diferite motive, dar nici într-o altă zonă nu s-au înregistrat dispariții atât de numeroase, atât de inexplicabile, atât de bruște și în circumstanțe atât de ciudate, unele ducând, prin natura coincidențelor, spre limitele imposibilului. Trebuie să facem o diferențiere între pierdut pe mare, care presupune că s-au descoperit epave sau alte resturi plutitoare, și dispărut, noțiune ce sugerează că nu s-a mai găsit nimic. Există numeroase autorități navale și aeronavale care afirmă că este perfect normal ca avioane, nave și iahturi să dispară într-o zonă atât de intens circulată datorită furtunilor care se iscă din senin, precum și multiplelor posibilități de erori de navigație sau din pricina accidentelor. Aceste autorități ar fi gata să susțină că Triunghiul Bermudelor nici nu există, că termenul este fals, că este vorba de un mister artificial creat pentru a induce în eroare pe cititorii curioși și plini de imaginație.
Liniile aeriene care deservesc zona subscriu la această opinie cu un entuziasm ușor de înțeles, deși sunt destui piloți cu experiență care nu sunt așa de convinși de lucrul acesta, anume că Triunghiul Bermudelor ar fi o ficțiune. De fapt, cei care sprijină ipoteza inexistenței triunghiului au într-un fel dreptate, căci triunghiul este mai degrabă o elipsă sau un arc de cerc cu partea cea mai înaltă în apropierea Bermudelor și cu partea de jos a curburii care, atingând Florida inferioară și trecând de Puerto Rico, se arcuiește spre sud și spre est prin Marea Sargaselor pentru a reveni în final la Bermude. Cei care au studiat fenomenul sunt în general de acord cu această delimitare. Ivan Sanderson, care a tratat subiectul în lucrarea sa Invisible Residence, rezidenții invizibili, precum și în numeroase articole, conchide că zona se prezintă în formă de elipsă sau de romb și că mai există încă 12 asemenea zone la distanțe egale între ele, împrăștiate pe tot globul, inclusiv spațiul de tristă faimă de lângă Japonia, numit Marea Diavolului. John Spencer este de părere că zona considerată periculoasă se extinde pe platforma continentală, pornind dintr-un punct din largul Virginiei, continuă spre sud de-a lungul coastei Americii, trece dincolo de Florida, apoi înconjoară Golful Mexic, cuprinzând platformele submarine ale insulelor caraibiene și regiunea periferică a Bermudelor. Vincent Geddes, autorul lucrării Orizonturi Invizibile și al articolului din revista Argosy, care ar fi putut da zonei numele de Triunghiul Bermudelor, stabilește astfel în linii mari forma ei. O linie din Florida la Bermude, alta de la Bermude la Puerto Rico și o a treia linie înapoi spre Florida, trecând prin Bahamas. În schimb, John Godwin sugerează în lucrarea sa această lume derutantă că Marea Ghinioanelor este un pătrat aproximativ ce se întinde între Bermude și coasta Virginiei, cu latura sudică alcătuită din insulele Cuba, Hispaniola și Puerto Rico. Până și paza de coastă a Statelor Unite, care nu crede în Triunghiul Bermudelor, atunci când îi se cer informații, pune la dispoziția solicitanților o scrisoare standard a pazei de coastă a 7-a, dosar 5720, în care îi stabilește poziția astfel. Triunghiul Bermudelor sau al Diavolului este o zonă imaginară situată în largul coastei Atlanticului de sud-est a Statelor Unite, cunoscută pentru procentajul ridicat al pierderilor inexplicabile de nave, embarcațiuni mici și avioane. În general, se consideră că vârfurile Triunghiului sunt localizate în Bermuda, Miami, Florida și San Juan, Puerto Rico. Meteorologii consideră Triunghiul Bermudelor ca fiind o zonă formată din linii imaginare, pornind din Bermuda până la New York, la nord, și insulele Virginia, la sud, desfășurându-se în formă de evantai spre vest și atingând 75 grade latitudine nordică. Studierea hărții, în care sunt indicate cele mai importante puncte unde au dispărut nave și avioane, ne permite să apreciem dacă regiunea la care ne referim este sau nu un triunghi, poate un triunghi mai mic cuprins într-unul mai mare, ori o elipsă uriașă sau poate un pătrat, ori un fenomen ce urmărește platformele continentale și insulare. Cercurile maritime cunosc de multă vreme că în această zonă s-au volatilizat multe nave și că unele dispariții au creat legenda Mării Navelor Pierdute sau a Cimitirului Navelor, localizată în Marea Sargaselor. Rapoartele cu privire la acest fenomen indică o creștere a disparițiilor începând cu anul 1860, probabil pentru că de la acea dată au început să fie mai detaliate. Disparițiile au început după războiul de secesiune, deci au fost excluse atacurile trupelor confederate. Însă un eveniment petrecut la câteva luni după încheierea celui de-al doilea război mondial a demonstrat că și avioanele ce zboară deasupra zonei sunt vulnerabile, probabil din aceleași motive care provoacă dispariția fără urmă a navelor. În urma acestui incident a fost dat zonei numele de Triunghiul Bermudelor. Capitolul 2. Triunghiul avioanelor dispărute. Triunghiul Bermudelor a primit această denumire în urma dispariției a 6 avioane ale Marinei Militare, cu echipaje cu tot, la data de 5 decembrie 1945. Primele 5 avioane, care se pare că au dispărut simultan, se aflau într-o misiune de rutină pe un traseu de zbor triunghiular, ce începea de la baza aeronavală Fort Lauderdale, Florida, continua 160 de mile spre est, apoi 40 de mile spre nord și revenea la bază folosind ruta de sud-vest. Bermuda a împrumutat în cele din urmă numele său zonei care, de-a lungul timpului, a fost denumită în cele mai diferite moduri. Triunghiul Diavolului, Triunghiul Morții, Marea Dezastrelor, Cimitirul Atlanticului, deoarece s-a observat că vârful triunghiului care constituie ruta de zbor de la Fort Lauderdale era în linie dreaptă cu Bermuda, iar această insulă pare să fie hotarul nordic al zonei de dispariție a navelor și avioanelor în condiții ciudate.
Niciun alt incident anterior sau ulterior acestuia nu a atras atât de mult atenția, fiind vorba de dispariția totală a unei escadrile împreună cu avionul uriaș trimis în ajutor, un hidroavion Martin Mariner cu un echipaj de 13 oameni, care s-a evaporat în mod inexplicabil în timpul operațiunilor de salvare. Grupul de 5 avioane cu soartă tragică, ce a decolat de la Fort Lauderdale, era denumit zborul 19. Avioanele erau pilotate de 5 ofițeri împreună cu un echipaj de 13 recruți. Aceștia din urmă trebuiau să fie repartizați câte 2 în fiecare avion, însă în ultimul moment, în acea zi de 5 decembrie 1945, unul din recruți, având probabil unele presentimente, a cerut să fie debarcat și nu a fost înlocuit. Avioanele erau de tipul Grumman TBM-3 Avenger, bombardiere lansatoare de torpile, și fiecare dintre ele avea combustibil suficient pentru un zbor de peste 1000 de mile. Temperatura aerului era de 65 grade Fahrenheit, aproximativ 18 grade Celsius, soarele strălucea, erau câțiva nori împrăștiați aici colo, iar vântul bătea moderat din direcția nord-est. Piloții care zburaseră ceva mai devreme în aceeași zi raportaseră o zi excelentă pentru zbor. Timpul repartizat pentru această misiune era de 2 ore. Decolarea a început la ora 14 fix, iar la 14 și 10 minute toate avioanele erau în aer. Comandantul escadrilei, locotenentul Charles Taylor, cu peste 2500 de ore de zbor, a condus avioanele spre Chicken Shoals, la nord de Bimini, unde trebuiau să facă exerciții de atac asupra unei epave țintă. Atât piloții cât și restul echipajului erau oameni cu experiență și nu exista niciun motiv de îngrijorare pentru această misiune de rutină. Dar ceva s-a întâmplat și încă ceva grav. Pe la ora 15 și 15 minute, după ce atacul asupra epavei țintă fusese îndeplinit și avioanele și-au continuat drumul spre est, radiooperatorul de la turnul de control al bazei aeronavale de la Fort Lauderdale, care aștepta să fie contactat pentru primirea instrucțiunilor de aterizare și a orei de sosire, a receptat un mesaj ciudat de la comandantul escadrilei. Înregistrările conțin următoarele. Comandantul escadrilei, locotenent Charles Taylor, cheamă turnul de control. Urgent. Se pare că ne-am abătut de la rută. Nu putem vedea pământul. Repet, nu putem vedea pământul. Turnul. Care este poziția dumneavoastră? Comandantul escadrilei. Nu suntem siguri de poziția noastră. Nu suntem siguri unde ne aflăm. Se pare că ne-am rătăcit. Turnul. Ar trebui să vă îndreptați spre vest. Comandantul escadrilei. Nu știm în care parte este vestul. Nimic nu este în regulă. Ciudat. Nu suntem siguri de nicio direcție, până și oceanul arată altfel. Pe la ora 15 și 30 de minute, instructorul șef de la Fort Lauderdale a recepționat un mesaj al cuiva care îi cerea copilotului Powers informații despre direcția indicată de busola sa și l-a auzit pe Powers răspunzând: nu știu unde ne găsim. Cred că ne-am rătăcit după ultima schimbare de direcție. Instructorul șef de la bază a reușit să intre în contact cu instructorul zborului 19, iar pilotul i-a spus: ambele mele busole sunt dereglate. Încerc să găsesc Fort Lauderdale. Sunt sigur că survolez Case, dar nu știu precis unde ne aflăm. Ca urmare a acestei informații, instructorul a sfătuit să zboare spre nord, păstrând soarele în stânga sa până ajunge la baza aeronavală de la Fort Lauderdale. Însă, în replică, a auzit următorul mesaj: tocmai am survolat o insulă mică, nu se vede niciun alt pământ. Ceea ce însemna că pilotul nu survola Case și, odată cu el, nici restul escadrilei, pentru că nu vedea uscatul și deci se rătăciseră. Devenea din ce în ce mai dificil să se intercepteze mesajele zborului 19 din cauza câmpului electrostatic. Era clar că zborul 19 nu mai recepționa mesajele turnului, în schimb turnul auzea discuțiile dintre piloți. Unele se refereau la o posibilă pană de combustibil, suficient numai pentru 75 de mile, altele la vânturi de 75 de mile pe oră și, în fine, remarca privind faptul că toate busolele și girocompasele au înnebunit, fiecare arătând altă direcție. Dar puternicul emițător de la Fort Lauderdale nu a putut lua legătura cu cele 5 avioane, în ciuda faptului că discuțiile purtate între piloți se auzeau destul de clar. Între timp, personalul bazei fusese cuprins de uriașă și firească agitație la auzul că zborul 19 se află în dificultate. Se făceau tot felul de presupuneri cu privire la un atac inamic, cu toate că războiul se încheiase de câteva luni, sau la un atac al unui inamic nou și, în același timp, se pregăteau nave de salvare, un hidroavion bimotor special de tipul Martin Mariner, cu un echipaj de 13 persoane de la baza aeronavală Banana River. La ora 16 fix, turnul a auzit pe neașteptate că locotenentul Taylor a predat comanda ofițerului superior de marină, capitanul Silver.
Cu toate că bruiajul câmpului electrostatic era puternic, s-a recepționat de la acesta un mesaj inteligibil. Nu știm precis unde ne aflăm. Cred că suntem la 225 de mile nord-est de bază. Cred că am survolat Florida și că ne găsim în Golful Mexic. Comandantul escadrilei a hotărât o întoarcere de 180 de grade cu speranța de a ajunge din nou deasupra Floridei, dar imediat transmisia a devenit tot mai slabă, semn că a fost făcută o întoarcere greșită și că zboară spre est, în largul oceanului. Unele rapoarte afirmă că ultimele cuvinte recepționate de la zborul 19 au fost "se pare că", pe când alți ascultători își amintesc că s-au rostit și alte fraze. "Am pătruns în apele albe. Suntem definitiv pierduți." La câteva minute după decolarea hidroavionului Martin Mariner, turnul de control a primit un mesaj de la locotenentul Com, în care se relata că în zona unde se presupune că s-ar afla escadrila, bântuie vânturi puternice la altitudinea de 6.000 de picioare. Acesta a fost ultimul mesaj primit de la hidroavionul de salvare. Puțin mai târziu, toate unitățile de salvare au primit un mesaj urgent, informând că acum sunt 6 avioane dispărute în loc de 5. Nu s-au mai primit apoi niciun fel de comunicări de la zborul 19 sau de la hidroavionul de salvare. Totuși, după ora 19, baza aeronavală Opa-Locka, Miami, a recepționat sub următorul mesaj, FT-FT, care este o parte din indicativul zborului 19. Indicativul complet al avionului comandantului era FT-28. Dacă acest mesaj venea într-adevăr de la patrula dispărută, înseamnă că el a fost transmis la 2 ore după ce avioanele au rămas fără combustibil. Cercetarea inițială, în chiar ziua dispariției, a fost suspendată din cauza întunericului, cu toate că navele ale pazei de coastă au căutat supraviețuitori în tot cursul nopții. A doua zi, joi, în zori, s-a declanșat o operațiune masivă de investigare. Dar în ciuda tuturor eforturilor depuse, de o amploare nemai întâlnită, au fost implicate 240 de avioane suplimentare de pe portavionul Solomons, 4 distrugătoare, câteva submarine, 18 nave ale pazei de coastă, vedete de cercetare și salvare, sute de avioane particulare, iahturi și ambarcațiuni diferite, precum și mai multe avioane tip PBM de la baza aeronavală Banana River, primindu-se sprijin și de la RAF, Forțele Regale Aeriene Britanice, nu s-a descoperit nimic. Cu o medie de 167 de zboruri pe zi, la 300 de picioare de suprafață apei, desfășurate din zori zilei și până în amurg, în care timp s-au cercetat minuțios 380.000 de mile pătrate de uscat și de apă, incluzând Atlanticul, zona Caraibilor, porțiuni din Golful Mexic, din teritoriul Floridei și al insulelor învecinate, acțiuni care au totalizat un număr de 4.100 de ore de zbor, nu s-a descoperit nici măcar o plută de salvare, nici o urmă de epavă, nici o pată de ulei. S-au cercetat toate zonele de uscat posibile. Un avion comercial a raportat că a văzut flacăra unei explozii deasupra uscatului și s-a crezut că ar putea fi vorba de hidroavionul Martin Mariner, dar ulterior știrea a fost dezmințită. Ceva mai târziu, un vas comercial a raportat că a reperat o explozie în văzduh la ora 19:30 de minute. Dar dacă explozia a fost chiar a celor 5 avioane Avengers, înseamnă că ele încă zburau după ce își terminaseră combustibilul de câteva ore. Mai mult, această explicație dată dispariției fără urmă avioanelor implică ciocnirea în văzduh și nimicirea lor simultană prin explozie după ce tăcuseră tot timpul de la întreruperea legăturilor cu baza. Trebuie remarcat faptul că nu s-au primit mesaje SOS nici de la zborul 19, nici de la hidroavionul Martin Mariner. În ceea ce privește amerizările forțate, avioanele Avengers sunt capabile să le realizeze lin și să plutească 90 de minute, iar echipajul era instruit să abandoneze avioanele în 60 de secunde. Plutele de salvare erau la îndemână, aflându-se în exteriorul avionului. Deci, oricum ar fi fost amerizarea, plutele ar fi rămas la suprafața apei și ar fi fost găsite. În prima parte a cercetărilor s-au raportat valuri în curs de formare, dar distanța dintre două valuri consecutive era suficient de mare ca avioanele să poată ameriza acolo. Ciudata referire la apa albă din ultimul mesaj primit de la zborul 19 ar putea avea legătură cu ceața albicioasă care apare ocazional în zonă, ceea ce ar explica lipsa de vizibilitate, precum și faptul că soarele arată curios, dar nu și defectarea busolelor și a girocompaselor. În plus, se știe că între Florida și insulele Bahamas există o zonă de ecranare radio, dar dificultățile zborului au început înaintea pierderii contactului radio. O comisie navală de anchetă, după ce a examinat toate dovezile disponibile și a luat parte la dezbaterile curții marțiale privind culpa ofițerului însărcinat cu controlul aparatelor de bord, care mai târziu a fost exonerat de răspundere, dovedindu-se că toată aparatura era în perfectă stare înainte de decolare,
și a încheiat activitatea fără să stabilească ce anume s-a întâmplat în realitate. În raport se precizează, un mesaj radio interceptat informa că avioanele s-au rătăcit și că au probleme cu busolele, care nu mai funcționează. Capitanul W.C. Wingard, un ofițer de informații, a fost ceva mai categoric într-un interviu. Membrii comisiei de anchetă nu au fost în stare nici măcar să presupună ce anume s-a întâmplat. Un alt membru al comisiei a comentat cu dramatism. Au dispărut complet ca și când ar fi zburat în Marte, introducând astfel elemente de călătorie în spațiu și implicând OZN-urile, care de atunci au devenit parte integrantă a legendei Triunghiului Bermudelor. Cercetătorii serioși și oceanografii au făcut cele mai diverse presupuneri pentru a explica dispariția atâtor nave și avioane, fără a lăsa o singură urmă, împreună cu numeroșii lor pasageri și piloți. Locotenentul de marină R.H. Wirshing, ofițer însărcinat cu antrenamentele, care se găsea la baza aeronavală de la Fort Lauderdale, când s-a petrecut incidentul, crede că termenul dispărut este un factor important cu privire la soarta echipajului zborului 19, pentru că nu s-a găsit nici un indiciu care să demonstreze moartea lor. Mama unuia dintre piloții dispăruți a declarat în timpul unei audieri că a recepționat o viziune a fiului ei și că era încă în viață undeva în spațiu.